Să vă țin la curent cu fiecare obiectiv, unde voi fi în vizită, doresc să fiți alături de mine, dar astăzi, dacă doriți să mă întrebați ceva legat de alegerea mea... Păi munca a început din momentul în care ați depus jurământul, câteva cuvinte. Nu sunt încă până mâine când primesc. Ce înseamnă această alegere în funcția de președinte? Un an de zile de telegăneli. Nu vreau să comentez, au fost un an de zile în care am avut răbdare, am avut ambiție, am fost perseverent în tot ceea ce am făcut într-o opoziție în Consiliul Județean. Astăzi, după un an de zile, dacă vă aduceți aminte, anul trecut a fost chiar în 11 iunie, azi e 10 iunie. Deci, după un an de zile de așteptări, am ajuns la conducerea Consiliului Județean. Țin să le mulțumesc frumos tuturor colegilor consilieri județeni, atât PNL, cât independenți, cât și celor de la UDMR. Sunt convins că alături de domnul Horațiu Cătăric și alături de domnul Vacar Ișvan o să facem treabă bună, constructivă, pozitivă. Vom debloca proiecte și vom începe noi proiecte. Nu vi le spun astăzi, de mâine încolo vă promit că voi fi la fel de activ ca și cum am fost în opoziție, ba chiar mai activ. De aceea nu vreau astăzi să declar nimica, dar pot să vă spun că sunt proiecte care trebuie să fie deblocate, sunt proiecte noi și într-un an de zile îmi doresc și pun suflet în ceea ce fac și sunt ferm convins că voi și reuși. L-aștepta să nu fie organizate legeri? Nu vor mai fi organizate. Eu mă duc mai departe. Am depus de ultima dată plângere penală la domnul Nițu, că știți că procurorul în prima fază a dat neîncepere urmăririi. Am depus a doua plângere penală prin procurorul. Dacă nu îmi va răspunde, mai are termen 4 zile prin procurorul României, eu mă duc mai departe, voi depune la camera preliminară, la C5 judecători. Deci mă duc până în pânzele apelului cu procesul mai departe, ca să arăt că am avut dreptate. Sunt ferm convins că nu se va mai organiza lege, nici nu se mai poate pe lege organiza, dar vreau să fie o decizie definitivă. A contestat, vreau să vă spun aici că a contestat faptul că am câștigat la Curtea de Apel, deci se va judeca și pe contencios la Înalta Curte la București. Sunt ferm convins că voi câștiga și pe Înalta Curte, iar în momentul când voi câștiga pe Înalta Curte, și camera preliminară va da dreptate și cred că sfârșitul la domnul Victor Viorel Ponta va veni de la Cluj. Așteptăm o listă cu demisii? Nu, deocamdată nu. Nu vreau război, vreau pace, liniște, atât încât în Consiliul Județean, cât și între consilieri județeni. Voi face o analiză, voi avea o discuție cu toți consilierii județeni și toți colegii din Consiliul Județean, dar vreau deocamdată să facem ca și când am fost mic, părinții că mi-au spus, întâi m-au luat cu vorbă bună.